Hey! Salut! Deci suntem în bar în ultima zi. Și foarte, foarte aglomerat. Extrem de aglomerat. Și am... Pizza. Un euro. Și am asistat la un incident foarte interesant. Un negru. Foarte violent. Un tip negru, destul de... Nu era chiar mult, destul de masiv, așa. Emigrant. Mă rog, nu contează asta. A alergat fiind fugărit un elev de liceu, de... Cred că era de liceu. Sau mai mic. Nu, de liceu să zic. De liceu și Constituția mea. Da, cam ca Alina, așa, un tip cam ca Alina. Și tipul era cam... Aia nu chiar cam cât mine, dar... De aceea alerga, ăsta mare alerga fugărit de ăsta mic de liceu. Și mergem în... Să oprești, mă rog, să adună lumea ca la urs, să vă vedea pe alte camere, de alte am filmat. Curge sânge, face sânge pe jos, vin, este o ambulanță aici în centru, vine ambulanța, ia și, mă rog, incidentul se disipă, lumea pleacă care cu. Cum în centru e plin de liceeni, oamenii comentau, bineînțeles, și, na, fiind așa, am băgat în seamă, salut, speak English, parla italiano, pod italiano, bla bla bla. Întâmplător, da, ăia vorbeau puțin engleză și am aflat că totul a plecat de la niște vorbe urâte pe care negru respectiv le-a spus acestui elev, să zicem elev de liceu, da? Și asta au luat o sticlă de bere și o trasă ca. Incident în bari. Incident. Deci e... Dar cuvintele nu știu dacă erau pentru el sau pentru nepoțica lui. Pentru nepoțica de-al elevului de liceu, nu contează. Pentru niște cuvinte urâte și-a luat o sticlă în cap. Sânge. Sânge mult pe jos, salvare, chestii de la un elev de 18 ani, să zic, până în 18 ani. Cam care e ce înseamnă să vorbești urât în Italia. Să înjignește. Deci, deșignirii se pedepsesc foarte lumea grav. Lumea civilizată, vesel, tiamo, amore, A plus A egal love, 2014 te iubim, dar dacă ai vorbit urât... Tot pun la cuvinte nasoale sau ai mari șanse gesturi. Să-ți iei o sticlă în cap. De la un elev de liceu, adică. Da, exact, de la un elev de liceu, adică, mă înțelegi. Mic de statură. A, bineînțeles, tinerii cu care am vorbit foarte, foarte amabil, adică nu amabil, extrem de dornici să vorbim. Și foarte drăguți. Și în timp ce vorbeam cu ăștia trei dragi, trei, total, 17 ani, au mai venit și prietenii de ale lor și s-au făcut vreo 10 oameni în jurul nostru, foarte, aaa, de unde sunteți? România. Da, cred că în sud nu este. Românii spun că, bai, Italia, nu, în sud nu cred. Fain, mi-a plăcut. Bari, love. Nu? Și aici suntem în centru. De sus. Full, e plin de tine.